Situată în nord-vestul României, de o parte și de alta a culmii Făgetului, munți de origine hercinică, Țara Codrului delimitează un teritoriu scăldat în legende și înnobilat de istorie. Pitorescul locului este o desfătare pentru ochi și o sărbătoare pentru suflet. Cei care ajung aici zâmbesc copleșiți sub povara autenticității, impresionați de atmosfera cu totul specială care domnește pe aceste meleaguri. Istoria, legendele și misticul sunt închise și păstrate cu sfințenie de oamenii locului în lăzile frumos cioplite în lemn din casa fiecărui gospodar. Este lada de zestre a codrenilor, în care de sute de ani s-au adunat obiceiuri, meșteșuguri, dansuri, întâmplări, nevoi și bucurii, sentimente și oameni, mai ales oameni pe care i-a unit un singur lucru, dragostea de frumos, indiferent în ce s-a transfigurat el. Cele 46 de localități câte numără Ținutul Codrului, 9 sunt atestate documentar din secolul al XIII-lea, fiind în cea mai mare parte continuatoare ale vechilor așezări care au aparținut odinioară dacilor liberi, necunoscuți de romani. Mulți dintre oamenii pe care îi întâlnești și astăzi, înalți, voinici și cu trăsături energice, poartă încă aceeași îmbrăcăminte sobră și demnă ca și strămoșii lor. La o privire fugară, costumul popular codrănesc îți pare modest și sărac în comparație cu cel din alte zone. Sărăcia este însă aparentă, mai degrabă este vorba de o sobrietate a ornamentului. Femeile poartă și astăzi spăcelul, o cămașă scurtă până în talie, puțin încrețită la gât sau cu guleraș, pindileul, o fustă țesută din cânepă și bumbac, și zadia, șorțul din același material ca pindileul sau din cașmir de diferite culori. Pentru bărbați, elementele de identificare sunt cămașa de pânză, ce se poartă peste gaci, niște pantaloni scurți și largi, precum și pălăriile de paie, a căror calotă au formă înaltă tronconică. Costumul popular este de o naturalețe exemplară. Pânza țesută în război a rămas și va rămâne pentru totdeauna o pânză care este foarte plăcută pentru pielea omului. Nu este, nu are nimic artificial în ea și este curată ca și sufletul lor. De aceea ne îmbrăcăm în costumele populare pe care le-am găsit în lada de zestre și le scoatem la lumină tocmai pentru a rămâne în această lume frumusețea lor și munca, strădania femeilor care și cele tinere și cele bătrâne au învățat că în viața asta câteodată trebuie să-ți faci chiar personală haina vieții. Thank you.
Printre cele mai frumoase datini păstrate în Ținutul Codrului este șezătoarea numită în zonă Hăbdiște sau Habă. Ea se organiza de femei la anumite gazde mai primitoare, acolo unde era casa mai mare, și aduna totodată și fete de măritat. În Codru, șezătoarea nu era o instituție eminamente feminină. Ea întrunea pe lângă tinerele fete care învățau arta țesutului și a torsului și o parte a comunității sătești. Dintre flăcăi, participau cei dornici să-și întâlnească orânda, fata ursită. La așezătoare se discutau noutățile din sat, se învățau cântece, povești și colinzi și se dansa. Fădine zică noi mere, mă. Trăjă ceartarul șapar! Auziți, frate, mă rog, alege pădurul, un pic cârțor! Să mândra de acasă! Să venim la care vă mică, stâți mai mult aici. Să fie urița, să fie care să mărită. Care să mărită prima? Ce le umblă cu mărurile? Oi, oi, uite-te la ele. La picioarele cum le umblă. Sara bună! Sara bună! Ce de departe venit? Hai mă, ce frumos feciori, măi. Da. Hai, dar așezați-mi aici, pe lângă fete. E, n-o să văd acum care, dar cui drăguță e.
Regiune de dealuri a căror înălțime nu depășește 600 de metri, zona Codru a cunoscut dintotdeauna agricultura ca ocupație de bază a oamenilor. Dar aceasta nu a putut satisface singură nevoile de viață. Creșterea animalelor s-a adăugat obligatoriu ca o îndeletnicire suplimentară. Codrenii, pentru a-și satisface nevoile vestimentare și alimentare, dar mai ales pentru a-și cultiva pământul și a prelucra roadele acestuia, și-au confecționat singuri uneltele în gospodărie. În Soconzel, un sat arhaic din Codru, funcționează și astăzi un atelier de fierărie pentru potcovitul cailor și al bovinelor și ascuțirea fiarelor de plug. În localitățile Bârsăul de Sus și Solduba se practică și astăzi coșeritul, împletirea coșurilor de mână sau de purtat în spate, din răchită și nuiele de alun, precum și dulgheritul și tâmplăria. Meșterii execută mobilierul strict necesar gospodăriei, uși, ferestre, lăzi de zestre și porți de șură. Zona etnografică Codru reprezintă o arie culturală cu numeroase elemente specifice, dintre care se numără și vestitele șuri codrenești. Rezultat al influenței culturii populare a jvabilor, colonizați în câmpia Someșului la începutul secolului al XVIII-lea, șurile pe două laturi sunt niște construcții impresionante, cu porțile cioplite în lemn de stejar și încrustate cu modele vechi stilizate, ce compun universul țăranului român. În aceste șuri erau adăpostite furajul pentru vite, produsele agricole și uneltele pentru munca câmpului. Șurile reprezintă și locul preferat de tineri pentru organizarea în timp de vară a jocului duminical numit în Codru și Danțul la Șură. Danțul la Șură în zona Codrului nu este o simplă ocazie de joc. Este locul unde se adună întreaga comunitate a satului. Aici fetele și mamele se etalează măestria în împodobirea costumelor prin cusăturile pindileaulor, a spăcelelor,
prin împodobitul capului la fete cu mărgele și zgârzi. Manifestare spirituală a unei zone etnografice aflate mai spre extremitatea procesului alert al civilizației contemporane, Nunta Codrănească își păstrează prin excelență ritualul tradițional. Un motiv în plus pentru a vă opri și admira spectacolul Nunții Codrănești este poate ineditul și adevăratul spectacol de sunet și culoare oferit de căratul zestrei viitoarei mirese. Mobilier, lenjerie de pat, multe perne de puf brodate cu multă măestrie și migală și, bineînțeles, nelipsita ladă de zestre. Cea mai veche relație de familie este cea dintre mamă și copil. În Țara Codrului, o serie de credințe, superstiții și practici magice sunt menite în concepția arhaică să-l apere pe nou născut de primejdiile ce-l pândesc la tot pasul, iar, pe de altă parte, să influențeze în bine existența în lumea albă în care a intrat. Până nu demult, atunci când pe trupul copilului apăreau bube, se credea că este spurcat și mama îl trecea de 9 ori prin poalele propriei rochii, rostind o serie de descântece. Lada de zestre a codrenilor. O cronică a artei populare transmisă din generație în generație, de la bunici la nepoți, de la nepoți la urmași și așa mai departe, până la noi. Ai la 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 la
loc și pară.